O porțiune a străzii Eftimie Murgu din Arad arată ca după bombardament. Nu este o metaforă, pentru că e greu de explicat ce altceva ar putea să aducă o stradă în acel hal. Gropile se întind pe toată lungimea și lățimea străzii, unele au dimensiuni înspăimântătoare și nu pot fi ocolite. Iar traversarea lor, oricât de mică ar fi viteza mașinii, nu se poate lăsa fără consecințe serioase pentru autoturism și bugetul șoferului. Greu de crezut, așa arată o stradă din municipiul Arad, unul dintre orașele importante ale unei țări membre a Uniunii Europene. Însă, iată că mai sunt zone care te fac să te gândești dacă nu cumva te-ai întors în timp undeva în perioada anilor 30, pentru că poate nici atunci nu arăta o stradă în halul acesta. Și nu vă gândiți că este o stradă mărginașă pe unde nu se circulă. Întreaga zonă de aici este plină de firme. Firme care, bineînțeles, au mașini, mașini de transport, mașini cu care cei care lucrează aici vin la servici. Asta înseamnă că toți acești oameni trebuie să treacă cu aceste mașini zilnic, cel puțin de două ori pe zi, prin aceste gropi care, dacă nu plouă, le mai vezi, le mai ocolești, dacă mai e pe unde. În schimb, dacă este o zi cum este cea de acum, în care a plouat, belțile ascund cratere care ajung de multe ori și la 20-30 de centimetri adâncime. Am și stat de vorbă cu astfel de șoferi nevoiți să traverseze zilnic această stradă. De la distanță, deoarece între noi și ei se afla bariera gropilor, una de netrecut în condițiile meteo ale zilei. Care zi treceți pe aici? Aici avem fabrica. Și mașina? Balt, avem 5 mașini, toate ducere, toate rupte. Cât de des le duceți la service? O dată la o lună. Nenorocire este și pe strada Feleacului din municipiu. Gropile nu sunt la fel de mari, dar sunt greu de crezut și mai multe. Fatal pentru șoferi, dacă ținem cont că este o stradă foarte aglomerată, care face legătura între Calea Victoriei, campusul unei universități arădene și un mare centru comercial. Aceste două străzi sunt cuprinse în programul de priorități pentru intervenții în anul 2015, în funcție de bugetul alocat și de evoluția lucrărilor pe parcursul acestui an, se vor realiza și lucrările. Faptul că cele două străzi sunt trecute în programul de reabilitare a acestui an nu reprezintă însă o garanție că modernizarea lor chiar va avea loc în 2015. Asta deoarece cheltuielile cu lucrările sunt estimative și pentru unele străzi este posibil ca bugetul să nu mai fie suficient. La cum arată însă cele două străzi, cei care le străbat consideră că ar trebui să reprezinte totuși o prioritate pentru administrația locală.